găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră în această seară și am jurul meu prietene dragi. Iată că avem numai fete de data asta, dar avem și surprize, așa că nu vă gândiți că rămânem așa în formația asta până de seară. Avem o sărbătorită, dragii mei, în seara asta și este vorba de Adela Cioclei, așa că la Petale de Cântec, la sărbătoriții lunii septembrie, o sărbătorim pe Adela Cioclei, care azi împlinește astăzi, în 24, împlinește o frumoasă vârstă. Vreau să spun că azi împlinește 24 de ani. Ei, au trecut ei cei 24 de ani. Vreau să spun și eu bună seara tuturor telespectatorilor. Bună seara și colegilor mei. Mă bucur că sunt astăzi seara alături de mine. Vreau să le mulțumesc. Vreau să dedic întreaga emisiune, în primul rând, părinților mei, să le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pentru mine. Și o să mai fac dedicațiile pe parcurs. Chiar te rog. Hai să începem cu frumoasele tale invitate și o iau așa de aici, din colț. Iasmin Volacek, o prietenă dragă noastră. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Tu ești o prietenă la televiziune, dar și a Adele, bineînțeles, și nu puteai să lipsești, nu? Normal. Prietenă și cu mama ei. Da, adevărat. Merg la cafea împreună, vă spun eu. Mihai era bălan, o frumoșică cu ochi albaștri, care toate fetele sunt frumoase aici lângă noi, dar Mihaela este eleva doamnei profesoare, pentru că Adela Cioclei nu doar cântă, îi învață și pe copii să cânte, e profesoară de muzică. Cum e doamna la școală? Ea spune că de nimeni. Este foarte bună și ne învață foarte multe lucruri. Dar nu zice Mihai, nu mai taci? Nu pot să spun chiar așa. Așa zice, mai tari, Mihaelo, ia și cântă. Așa? Dau din casă și, bineînțeles... Mihaela oricum este printre preferații mei, nu vreau să discriminez pe nimeni, dar este printre preferatele mele, ca și el. Așa. Bun, și acum Ionela Pătruț, una din fetele din gașca restrânsă, din gașca restrânsă, nu sunt toate prezente, din păcate. Daniela Giubega e la Timișoara, dar se uită la noi, eu cu toți, Dănuța, te pupăm! Și mulțumesc pentru mesaj, mulțumesc pentru mesaje. Și te punem absentă, pentru că era vorba că ne întâlnim și din ianuarie, de când am început la ziua ta, de fiecare dată ne-am întâlnit la zilele lor. Chiar n-a putut și aseara a sunat și... N-am putut, dar oricum e alături de tine, să știu. Știu, și cu sufletul și cu gândul. Și tu ești și alături de ea? Eu sunt întotdeauna fizic. Alături de ea, și fizic și psihic și oricând și la orice oră, ea știe că se poate baza oricând pe mine. Și vreau să vă mai spun ceva, fetele astea două mai și cântă împreună câteodată, nu? Când ne întâlnim, când se poate, când ea are trupa ei, eu cu trupa ei, dar vă mai intersectați. Ne intersectăm că de aia suntem colege și de aia suntem prietene și de aia ne drag una cu alta și numai să fie bine. Deci, dragii mei, am constatat, scuză-mă că ți-am luat microfonul, am constatat că în rândul artiștilor de muzică populară, că cu ei interacționez eu cel mai mult, este o prietenie, frate. O mai fi și câte o invidie și câte o răutate, uite, ăla a luat nuntă, eu n-am săptămâna asta. Nu și la noi. La voi nu. Nu există. Iată că pot să existe prietenii chiar între colegi de breaslă care sunt într-un fel în concurență. Cu mine mai e și Dănuța. Dănuța Vancea. Da. Da. Și care învață, e la început și să vezi ce solistă bună va fi. Doamna Măriuța Bozneanu, draga noastră prietenă, este și ea prietena Adelei și n-a putut să o refuze, nu? Un om ca Adela nu poți să-l refuzi. Îi urez cu mult, mult drag la mulți ani. Sănătate, să-i dea Dumnezeu copii frumoși, sănătate și ei și familiei și la toți prietenii ei și mai ales sănătate lui Costel, să aibă grijă de ea. Mă bucur că am putut să vin la ziua lui Adela, mă bucur că sunt alături de voi, le urăm sănătate la cei care ne privesc și... Care sărbătoresc în septembrie. Cei care sărbătoresc această zi minunată, la mulți ani tuturor. Dar încă o dată la mulți ani, Adela. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu carieră frumoasă. Nu te-a cunoscut de mult timp, dar mi-ai plăcut ca om, de aia sunt alături de tine și ca solist. Mulțumesc. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Da, Adela este de mult timp alături de noi, de la începuturile studioului care am primit aproape 3 ani, de la începutul televiziunii. Și este așa, omul care dacă a spus, bă, fac, dă
trece peste munți și face. Sunt unii care promit și nu fac, din păcate. Năruța Vangea, iată, tu ești mai nou în gașca asta, dar am înțeles că e ok, te simți bine, nu? Mă simt foarte bine. Înainte de toate vreau să vă și eu, Adelei, multă sănătate, fericire alături de Costi, iar tot ce mai bun și mai frumos în lumea asta să-i dăruiască bunul Dumnezeu. Mulțumesc, Danuța, mulțumesc din suflet. Mulțumesc frumos, aceleași gânduri frumoase îți doresc și eu ție, mulțumesc. Ce să fac cu artiștii ăștia care sunt învățați să țină microfonul foarte aproape? Am făcut instructajul înainte, dar ce să facem, Adela, emoționată. Ăsta e microfon de voce, de vorbit. Să ținem puțin mai departe. Dora Covei, prietena noastră, care, bineînțeles, ne-a cântat și un frumos colind de Crăciun, da, și care este alături de gașca veselă tot timpul. Trebuie să vă spun, am sunat-o pe Nora acum vreo două ore. Nora, ce cânti la emisiune? Lasă-mă că culeg la vie! La cânt la via! Mai am, la o termin eu. Dar vine zăpada, ce te faci? Lasă să treacă zăpada. Ia să vină mai bun, da. Mai dulce. Se culege pe brumă. Da, pe brumă via. Bine urmărit! La mulți ani, draga mea prietenă, Adela, hai să te pup! Să fii iubită, să fii fericită și tot ce-ți dorești tu să ți se îndeplinească. Mulțumesc, Dorica, mulțumesc mult! Hei, iată care este echipa de șoc și vreau să vă fac o surpriză. Nu, am și surprize, n-am ce vă face, am să las privoarul aici puțin. În primul calup ne va cânta Adela, Nora, Iasmin și Ionela. Și ce credeți, domniile voastre, pentru cele patru frumoase doamne și domnișoare, am aici o oală cu surprize. În această oală cu surprize, ele nu s-au uitat la emisiune și le taxez pentru asta. Nu le-am spus, păi mă așteptam să știți că am început de ediția trecută. Nu știți. Așa de trebuie, nu s-au uitat la emisiune, surpriză, nu le-am spus, dragii mei, nu le-am spus. Chiar că te adevăratele. Chiar nu știu. Chiar că te adevăratele. Adela Ciocule, ia-o, trage tu un biletel de aici. Trage-o. O să improvizez? O să improvizez, să citesc ca tu? Nu, Adela, nu, vă citim și noi, ia. Ce faci dacă un prieten te cheamă să-i cânti, dar nu ai nicio poftă pentru că ești obosit? Eu tot timpul am poftă de cântat. Chiar dacă sunt găsită, adică, nu am cântat de adică trece. Nu refuzi pe nimeni? Normal că nu. Totul e să pot, adică să nu fiu într-un loc unde cânt. Și nu pot să fac față în două locuri, acum, deodată. Dar nu, nu refuz, clar. Ai scăpat ușor, înseamnă, dar nu e întrebare. M-am gândit de cine știe ce-o fi acolo. Ce ușor a scăpat Adela. Dragii mei, dacă cumva e cineva care a chemat-o pe Adela să cânte, să rezolvă problema și n-a venit să-l anunțați. După Adela ne cântă Nora Covei. Ia Nora Covei un bilețel de aici și Adela o ală cu minuni. Ia, crezi tot de la fel. Care a văzut? Da, am aceeași culoare, am văzut și eu. Spune trei obiecte pe care le-ai luat cu tine dacă ar trebui să stai o săptămână pe o insulă pustie. Obiecte. Obiecte. Așa doi unii. Eu ar fi luat unii unii. Obiecte. Obiecte. Telefonul. Bine, clar. Ce să mai iau? Ce ți-a trebuit? Trei. Rujul. Nu prea. Nu prea rujul. Că poate te vedem vreun iubit. Ceva de băut. Ce acura? Vin. Așa și ce ai mai luat? Că rujul zisă eu, dar mintea ta... Nu știu ce să mai iau. Deci telefon. O persoană cu mine, să nu fiu singură. Bine, deci da, va lua al treilea obiect care va fi o persoană. Da. Ursuleț de pluș și își imaginează că nu e iubit. Da. Un ursuleț de pluș. Își iau un ursuleț de pluș. Își imaginează că e iubit. Așa faci tu. Ia să vedem cine urmează. Iasmin, Iasmin, Iasmin. Ia, tragi un bilețel cu noroc. Care a fost cea mai neinspirată surpriză ce ți-a fost făcută? Adică aia cea care nu ți-a plăcut. Ia surpriză, rog. Sincer, nu cred că mi-a fost făcută o surpriză neplăcută, niciodată. Deci am avut parte mai de surprize frumoase, de prieteni frumoși.
Și ne-ai pus în încurcătură. Uite, Adela nu refuză pe nimeni dacă o cheamă să cânte. Iasmin n-a avut nicio surpriză neplăcută. Bă, ce norocoasă sunteți voi. Bine, mi-au ăla și plec. Bine, ia să vedem cine ne mai cântă. Ionela Pătruț. Ia, de aici au un bilețel. Trage. O să cânte, o să cânte. Cei care cântă trag bilețele. Ia să vedem ce noroc ai. Da. Ia să vedem ce... Nu scrie nimic. Nimic. Care este cea mai mare farsă care ți-a fost făcută? Tu ai ce să ne spui? Mai nu prea am. Nu s-a făcut farsă niciodată. Lasă să-ți facem noi. Auzi, mă mai minte Adela. Deci nu i s-a făcut niciodată. Mă mai minte Adela. O să-ți facem noi. Merg cu Florii. Ia. Merg cu Florii. Florii cine e? Mama Iasminei. Și prietena noastră. A noastră. Și cât, ne întâlnim. Mă duc sună la Han, sună pe Flori. Vin în 5 minute. Vin în 10 minute. Ai văzut-o tu, am văzut-o și eu și Flori. N-am venit deloc? Nu. Vezi? Și zise că se ține de cuvânt. Măi, dacă vin de la Rovina. Cred că a venit Iubi și a fost mai important ca noi, dar am iertat-o. Căia noastră și ea. Dai cadou de ziua mea. La mulți ani. Dai cadou de ziua mea. La mulți ani și știi că te iubim, nu? Hai, răspunde. Ce să zic? Nu mai știu ce să-ți mai zic acum. Să te cer, nu te cer, ai dreptate. Mai întârzi și eu că sunt om, nu pot să fiu peste tot. Te-am iertat. Știu. Dar și să voi face. Ce voi vezi? Mai și glumim. Deci vorbeam de față. Da, cum? Hai să considerăm. Și asta a fost. Să considerăm că a fost o farsă. A fost vin și nu vin. Dragii mei, păi, în cazul acesta, eu o să-mi iau clipul. O să las cele patru fete frumoase și cu prieteni să vă cânte, mă retrag și revenim după publicitate. Dar ce-o dușmănii cu mine, că în ultimii doi ani mi-a strâns sute de dușmani, mă. Munce și merge bine, dar ce-o dușmănii cu mine, că în ultimii doi ani mi-a strâns sute de dușmani, mă. O duc bine, nu-mi e greu, cu dușmani în jurul meu. M-am învățat cu dușmanii ca negustor cu banii. O duc bine, nu-mi e greu, cu dușmanii în jurul meu. M-am învățat cu dușmanii ca negustor cu banii. N-am bătut să mă duc să-mi împrumut, măi. N-am nimic din căpătat, n-am mințit, nici n-am furat. Nici pe la port n-am bătut să mă duc să-mi împrumut, măi. O duc bine, nu-mi e greu, cu dușmani în jurul meu. M-am învățat cu dușmanii ca negustor cu banii. Bine, nu-mi e greu, cu dușmanii în jurul meu. M-am învățat cu dușmanii ca negustor cu banii. Casa și tot ce-i prin ea sunt toate din munca mea. Din sudoarea frunții mele, dar mi-au vorberele. Casa și tot ce prin ea sunt toate din munca mea. Din sudoarea frunții mele, dar mi-au
A prins nana de mijloc și-am intrat cu el în joc. Ăsta-i dansul ce joc eu și cu nana-l meu. Mă joacă nana cu foc și nu mă lasă deloc. Să mă hodimiți cu strop, hai da, au, au, op. Împărtă-mă nana iară, că eu gura ta din seară. Ți-o sărut cu mare drag, că părtiți în prag. Joacă-mă nana frumos, ține fruntea sus fălos. Că la joc ne potrivim și că ne iubim. Mâna mea din mâna ta, nimănui să nu o dai. Hai, da, nana, hai. Că toți vieciuri ar vrea la joc nana să mă ia. Și mare grijă să ai. Hai, da, nana, hai. Împărtă-mă, nana, iară, că eu gura-o tot din seară. Ți-o sunt cu mare drag, la părtiță-n prag. Joacă-mă, nana, frumos, ține frânta sus calos. Că la joc ne potrivim și că ne iubim. Dar eu nu mă uit la ei. Eu te vreau și tu mă vrei. Ei, măi, nana, hei. Că la poartă mi-i zis ieri că ai să vii și să mă ceri. De nevastă să mă iei. Ei, măi, nana, hei. Învârte-mă, nana, iară, că eu gură tu din seară. Ți-o sărut cu mare drag la părtiță-n prag. Joacă-mă, nana, frumos, ține frântea sus călos. Că la joc ne potrivim și că ne iubim. Umblă
Ne gândeam care muscă ne deranjează și încercam să o identificăm. Nu, e un buzid. E un țăcănit. Știți cum e? A mai venit un țăcănit. Ci că ai un țăcănit la volan. Dragi prieteni, ce v-am spus eu că nu suntem numai cucoane pe aici, așa? Da, avem și un bărbat. Păi veni un țăcănit. Bună seara, bine v-am găsit la toți telespectatorii În Sat Numai Bine, îi salutăm cu drag și mă bucur să fiu astă seară la ceas aniversar al colegei noastre. Este ziua ta de naștere, îți doresc multă sănătate, fericire și tot ce îți dorești tu și pe plan profesional, multe împliniri și numai bine. Îți doresc, mă bucur că m-ai invitat să fiu alături de tine și de colegii noștri, de colegele mele dragi și de dumneavoastră. Mult drag.
Adela, o să-ți mânesc microfonul. Mă bucur că Emil a venit astăzi la noi, mai ales că, dacă nu știați, lucrează la o altă televiziune locală. Sau, mă rog, suntem regionali și unii și alții. Da. Iată, deci, nu numai artiștii sunt prieteni, ci și... Nu numai că lucrez, mai sunt și puțin acționar. Și puțin acționar, ca și mine, de altfel. Da. Așa că între acționari. Dar nu este problema asta. Cum să spun, înainte de toate, eu sunt artist și onorez cu drag invitațiile prietenilor mei, oricând și oriunde. Nu am avut și niciodată nu o să am probleme de genul ăsta. Da, iar concurența trebuie să fie loială și frumoasă și atunci aduce la progres pentru telespectatorii noștri. Da, deci nu se pune problema de așa ceva, cel puțin din punctul meu de vedere. Corect. Așa, acum să-i dăm microfonul Adelei, că pentru ea ne-am întâlnit aici. Da, o să folosim și telefonul, dar probabil în pauza publicitară. Mulțumesc, Emil, pentru că ești alături de mine. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Recunosc că la început m-am gândit... Dacă să te invit, că mă gândeam televiziune concurentă, zic că o fi bine, n-o fi bine, zic hai să încerc, eu cred că dacă ești un prieten adevărat, vii așa cum ai spus și tu, indiferent și artiștii, vin, nu țin cont de lucrurile astea. Îți nu, mulțumesc. Deci nici nu încape în discuție așa ceva, nici nu mă gândesc la așa ceva, am și spus. Da. Înainte de toate, eu sunt artist și merg oriunde sunt invitat. În altă ordine de idei, nu am sentimentul ăsta de, cum să spun eu, de reținere. Da, nu, niciodată, Doamne ferește, niciun caz. Dimpotrivă, dacă ne putem ajuta, cu mare drag. Mă bucur, încă o dată mulțumesc frumos pentru că ești alături de mine. Cu multă plăcere și altă dată. Deci știm, la anul este arvunit și Emil. Și pentru că Emil ai venit la noi să-ți facem o surpriză. Ai aici o oală cu surprize. Ia, alegeți una dintre ele. Băgăm mâna adânc. Da. Să citești, te rog, ce scrie. Cum vrei să petreci de ziua ta? La televizor. Cu toată lumea alături de colegi dragi, de familia mea și de toți telespectatorii care ne iubesc, pentru că, așa cum petrece și colega mea, noi ne dedicăm viața telespectatorilor și iubitorilor cântecelor noastre, în primul rând, și de petrecut petrecem noi a doua zi sau a treia zi, da? Da. Dragii mei, vreau să salut și eu toți telespectatorii în SATV regional, pe toți care ne privesc de la Teleorman Giurgiu, Dolj, Mehedinți și bineînțeles Gorj. Și să îi salutăm pe toți cei care în septembrie împlinesc o anumită vârstă sau se numesc mării, măriuțe și așa mai departe, că sunt și acești, și trebuie să zicem la mulți ani și Mariei Bozneanu, că numai ce a trecut Sfânta Maria, așa. Și așa, și să continuăm cu bilețelele, pentru că vreau să fie întrebări așa surpriză, cine ne mai cântă în calupul ăsta? Bineînțeles, Maria Bozneanu și Adela Cioclei. Ia, doamna Maria, ce avem noi aici? Ia, să mă bag, dați-mi voie. Să nu vă stau în față. Să vezi ce noroc avem. Ia, cu mâna vedeți. Stângă. Dar îmi citești că eu. Ia. Care e locul? Unde ai plecat să te relaxezi și cu cine? Și cu cine? Mi-aș dori o relaxare pe lună. Și pe cine luați pe lună? Adică pe fiecare lună. De să se noteze, neapoiule. Pe lună, adică pe satelitul Pământului sau una pe lună, cum zice Emil? Așa. Pe cine luați pe lună? Păi mi-aș lua cam mulți. Mi-aș lua prietenii toți, mi-aș lua familia, mi-aș lua nepoții, mi-aș lua copii, bineînțeles, în primul rând copiii și soțul. Mă, da, aș mai lua eu ceva. Și nurorile? Pământul ăsta, știi? Nurorile le luați? Ce tare. Pe normal, dacă am zis că nepoții, cum am zis familia. Așa. Mi-aș lua o bucată de codru verde, cum spunea Eminescu. O bucată de pământ. O floare. Chiar dacă nu e înflorită, un colț de iarbă verde. Ce frumos! Natura noastră. Acolo nu e.
Acolo nu este într-adevăr. Dar puteți să faceți relaxarea pe pământ și aveți de toate. Da, păi mai bine. Vine toamna, anunță furtuni, Marie. Toamna e frumoasă. Vine să place, mie mi-a plăcut Bacovia, să știi, mie îmi place toamna. Sunt mai melancolică. Da? Da. Ei, vedeți, n-ați descoperit această latură a Mariei Bozneanu. Da. Păi... Sunt născută iarna, așa că pe 4 decembrie, deci... Deci vă petrecem în Buci. Da. Mai e puțin. Foarte puțin. O lecuță de răbdare. O lecuță, o lecuță. Adeluță, Adeluță, ce tragi tu acum la... Să mai trag o dată. Păi dacă tu ne cânti. Cine cântă plătește, trage un bilet. Am crezut că am scăpat. Doamne, cine știe ce-o fie acum? Cam lung. L-am nimerit pe același. Nu cred. Ai refuzat vreodată să cânti ceva la cererea celor aflați la o petrecere? Dacă da, de ce? A, m-am văzut cu cântați și m-am gândit că e același. Dacă a refuzat vreodată să cânt ceva? Nu, din contră, când n-am știut versurile și a fost piesă nouă, am cerut la ospătar un plic și ce credeți că am făcut dacă n-au fost versurile pe YouTube? Am scris piesa și am cântat-o. Ai inventat versuri? Nu, am scris piesa și am cântat omului piesa care a vrut-o. Păi și dacă nu știai deloc? Am scris-o pe un plic. De unde, dacă nu știai? O ascultam prin... telefon. Unde puteam, prin grădină. Sunai un prieten, frate. Deci nu avea versuri pe YouTube. Nu toate au. Și atunci m-am dus, am ascultat piesa într-un loc unde era liniște, am scris-o pe un plic, am cerut la ospătar și tot i-am cântat-o. Și mai târziu, ori, dar... noastră că nu era. Nu știu. YouTube, ce găseam eu, găseam eu o metodă. Multe piese. Găseam eu metodă. Dar nici nu erau atât de multe piese atunci. Atât de multe. Acum sunt, trebuie să avem creierul Pentium 4, i7. Ce? Calculatoare. Da, întrebare, dacă își cere manele, cânti? Ușoară? Da, cânt ușoară. Da, cânt. eu cânt. Și am cântat de toate, cânt, da. Că n-am ce mă face, dar nu-mi plac, sincer. Dar... Deci a recunoscut, suntem la ora sincerităților. Și mă bucur foarte tare. Uite, Nora ne-a spus că al treilea obiect pe care îl ia este cineva. Dacă e să plece timp de o săptămână într-o insulă pustie. Așa că îmi place că sunteți foarte sinceri, dragii mei. Foarte sinceri. Ia. Nu. Asta nu o să spunem la TV. Ia. Ia să vedem cine mai cântă. Stați să vedem cine mai cântă. Mihaela Bălan, Daniela Vancea și Emil... Emil, gata. Mihaela. Ce e acolo? Nu, Mihaela e prima. Ia, Mihaela, tu ce ne spui? Cum vrei să fii cerută în căsătorie? Ia zic. Păi nu știu, chiar nu m-am gândit până acum. Sunt cam mică. Consider că este o întrebare care nu ți se potrivește, că avem și varianta asta. Da. Te rog să mai tragi un bilet. Avem și în plus. Poți să ți-l iau un pic? Care este cea mai năstrușnică farsă pe care... Atenție, ia, încă o dată. Care este cea mai năstrușnică farsă pe care ai făcut-o cuiva? Păi, de ziua păcălicilor, de tati, în loc... Deci, cum să vă spun eu, dumneavoastră? Am dat niște biscuiți frumos, am scos toată crema din ei și am pus pasta de dinți. Și l-am chemat pe tati. Hei, tati, hai că ți-am adus și eu niște biscuiți. Vrei să mănânci? Da, sigur. Am băgat în gură și după a început să-i scupe pe toți. Ia să verificăm dacă e așa. Tati, așa e? Da, dă din cap, așa e. Și n-ai luat bătaie? Nu, n-am luat deloc. Ai scăpat ușor. Daniela Vancea, oala cu minune a venit la tine. Ia să mă dau și eu aici lângă tine să vedem ce ne citești acolo. Dacă ai putea să iei viața de la început, ce carieră ți-ai alege? Of, grea întrebare, fiindcă mie îmi place muzica, așa? Se atrage din familie, părinții mei cântă, deci... Ai face același lucru? Cred că aș face același lucru, da. Și aș da și la ANAF. A, deci ai mai face încă ceva? Da, deci... da, îmi doresc să dau la ANAF în continuare deci... și... Adică la ce? La ASE? Sau? Da. Eu sunt student de la Titu Maiorescu, științe economice, aici în Târgu Jiu. Adică ai face același lucru și cu facultatea. Exact. Bine, măi, Daniela. Păi, dragii mei, întrucât am terminat întrebările din această rundă, eu am să mă retrag, ne cântă Maria Bozneanu, Adela Cioclei, Mihaela Bălan, Daniela Vancea și Emil.
Ba da. Mărine, dragă Mărine, vorbește lumea de tine, că ești neică ne-ntrecut și-mi vorbești și-n iubit. Tu știi seama vorbelor în fața oamenilor, toți te știu și te îndrăgesc și de bine te vorbesc. Tu știi seama vorbelor în fața oamenilor, toți te știu și te îndrăgesc și de bine te vorbesc. Omneică Mărine, vorbește lumea de tine, când toate ești priceput și la vorbe și-n iubit. Colinzi lumea lungi și-n lat, primenii și parfumat, unde mergi și unde calci, știe lumea tot ce faci. Te blesteamă mândrele că le-ai sucit mințile, pe toate le păcălești când le spui că le iubești. Te blesteamă mândrele că le-ai sucit mințile, pe toate le păcălești când le spui că le iubești. O, neică Mărine, vorbește lumea de tine, când toate ești priceput și la vorbe și-n iubit. Mărine, dragă Mărine, vin mândrele după tine, pe toate drumurile te simt calea mândrele. Totuși știi să le vorbești, inimioara l-o topești, când le zici ceva frumos, singurele se pun jos. Că tu știi să le vorbești, inimioara l-o topești, când le zici ceva frumos, singurele se pun jos. O, neică Mărine, vorbește lumea de tine, că toate ești priceput și la vorbe și-n iubit. Îți trece viața Mărine și o să îmbătrânești ca mâine. Toate mândrele de acum nu-ți mai țin calea în drum. Când o mândră ocheșică o să zică moșulică, o să-ți dai seama mai bine că ai îmbătrânit, Mărine. Când o mândră ocheșică o să zică moșulică, o să-ți dai seama mai bine că ai îmbătrânit, Mărine. O, neică Mărine, vorbește lumea de tine, că toate ești priceput și la vorbe și-n iubit. O, neică Mărine, vorbește lumea de tine, că-ți merge mintea la toate și la vorbe și la fapte. Să fim amândoi,
inimioare fericită, măi neicuță puiule, doar că știe că iubită, neică puișorule. Iubește și tot iubește, măi neicuță puiule, așa simte că trăiește, neică puișorule. Măi neicuță puiule, doar că știe că iubită, neică puișorule. Iubește și tot iubește, măi neicuță puiule, așa simte că trăiește, neică puișorule. Știe că iubită, neică puișorule. Iubește și tot iubește, măi neicuță puiule, așa simte că trăiește, neică puișorule. Doamne-mi place că iubesc, Doamne-mi place că iubesc, nu-mi place că-mi bătrânesc, aș iubi cât mai trăiesc. Doamne-mi place că iubesc, Doamne-mi place că iubesc, nu-mi place că-mi bătrânesc, aș iubi cât mai trăiesc. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până o-i muri. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până o-i muri. Doamne, picioarele mele, Doamne, picioarele mele, cât de mândre a stat pe ele când am vinut din ulcele. Doamne, picioarele mele, Doamne, picioarele mele, cât de mândre a stat pe ele când am vinut din ulcele. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până o-i muri. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până o-i muri. Doamne, lasă-mă cum sunt, Doamne, lasă-mă cum sunt, nu mă face frunză-n vânt, ca să plec de pe pământ. Doamne, lasă-mă cum sunt, Doamne, lasă-mă cum sunt, nu mă face frunză-n vânt, ca să plec de pe pământ. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până o-i muri. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi,
n-a să uit până noi muri. Mustața de fuior, lele să-l iubești cu dor, lele să-l iubești cu dor. Mă întreabă de tai surcele, ca să-mi ajute la ele. E spusă-i că nu vreau lemne, că nu-i nei ca să mă îndemne. Ca pleca râzând aseară, pe unde-i pădurea rară. Și până nu mi-l găsesc, n-am la ce să mă încălzesc. Era negru la mustață, rumeior și alb la față. Lele să-l iubești o viață, lele să-l iubești o viață. Puse-i arma să ochească, îl strigă-i să se oprească. Fiindcă nu sunt căprioară, sunt Marie Mărioară. Și îl caut pe Neicuța, că nu-i cunosc putecuța. Și până nu l-oi găsim, mai de nimica noi murim. Ochii nu pot să vii spun, dar e omul cel mai bun. Cu el vreau să mă cunun. Tăia lemne cu săcurea și cânta cu el pădurea. Pentru cine cânti, Neicuță? Pentru tine, Măriuță. De ce tai pădurea deasă? Să-mi facă preor la casă. Cine să stea mică în ea, mă, eu cu tine, puica mea. De ce tai pădurea deasă? Să-mi facă preor la casă. Cine să stea mică în ea, mă, eu cu tine, puica mea. Așa neică dragoste curată, multe lacrimi inimi iar-am vărsă. Vezi, Neicuță dragă, ce-am ajuns, să ne iubim pe ascuns. Spune,
așa neică dragoste curată, multe lacrimi în inimi iar-am vărsă. Vezi, neicuță dragă, ce-am ajuns să ne iubim pe ascuns. Așa neică dragoste curată, multe lacrimi în inimi iar-am vărsă. Vezi, neicuță dragă, ce-am ajuns să ne iubim pe ascuns. Așa neică dragoste curată, multe lacrimi în inimi iar-am vărsă. Vezi, neicuță dragă, ce-am ajuns să ne iubim pe ascuns. Așa neică dragoste curată, multe lacrimi în inimi iar-am vărsă. Vezi, neicuță dragă, ce-am ajuns să ne iubim pe ascuns. Dragi prieteni, noi în pauză am mâncat, am băut, ne-am simțit bine, vedeți că avem masa plină de la Cioclei, care este sărbătorita noastră astăzi, a venit cu de toate. Un lucior cu vin ne lipsea, spune Noracovei. Păi am vrut să aduc niște must, dar a zis Aura că nu. Și m-am confuz. Nu ne curcăm, noi ne curcăm cu vin. Păi n-am știut, data viitoare aduc o dămigeană. Acolo ceva. Ce nu, no, lasă că... Suc. V-am păcălit cu suc. Păi noi nu bem în timpul programului, dragii mei, de aia nu am avut voie cu vin, iar mustul nu e indicat. Și mai aveți și minori pe aici. Mai aveți și minori, aveți grijă. Acolo dăunează grav sănătății. Corect. Așa că să trecem la treabă, să o sărbătorim cu suc și apă minerală pe Adela Cioclei, prietena noastră. Dragă Adela, dacă ai ceva mesaje pentru prietenii care se uită la noi, pentru prietenii de care sunt lângă tine. Vreau să mulțumesc și prietenilor mei care mi-au trimis nenumărate mesaje pe Facebook și același gânduri frumoase le doresc și eu lor. Vreau să spun că îi mulțumesc și doamnei Nina Predescu pentru că a dorit să fie astăzi seară alături de mine, dar nu a putut. Chiar mi-a zis Adela, m-a anunțat târziu, de ce nu muți emisiunea? Aoleu, nu pot să mai mut, gata, s-a stabilit. Așa. Și doamnei Anica Ganțu vreau să-i mulțumesc, dar nu a reușit nici dânsa, tot așa am anunțat-o acum două zile și nu a putut. Alexandra Bleajă, care de asemenea e plecată, vine abia mâine. Așa, cred că n-am uitat pe nimeni. Eu cred că da. Dacă am mai uitat. Da. Hai să spun eu, așa. Victorița Lăcătușu, care Lăcătușu trebuia să fie alături de tine și n-a reușit, și cu Relisanda, care este la o problemă de serviciu la ora asta. Exact, da. Așa. Nu e nicio problemă, noi le mulțumim pentru intenția de a veni. Uite că mai sunt și lucruri neprevăzute, dar asta este. Data viitoare poate că o să fie alături de tine. Cu siguranță, da. Cu siguranță. Important e că ți-au transmis gânduri frumoase. Așa este, adevărat. Categoric. Ceea ce le transmit și eu lor.
Bineînțeles. Dragii mei, așa cum ați văzut, trebuie să fac câte o surpriză la fiecare dintre cei din platou, adică să stea cu teama. Era să-mi fure oala cu surprize. Mai tragem iar? Da. Iar tragem. Și de cânta trebuie să tragă câte un bilet. Nu? Eu nu le-am cu lotos și acum mă pui să trag bilete mereu. Ăștia toate sunt câștigătoare, fiecare câștigă câte o întrebare. E mai rău când sunt necâștigătoare. Ne apucăm de jucat și la loto, că poate cine știe. Știți bancul cu ăla, că bă, eu nu câștig la loto, nu câștig. Păi bă, da, de jucat ai jucat? Nu. Păi atunci ce trebuie? Așa și noi, deci noi tragem bilete ca să avem ce câștiga. Și pentru că avem o mică inversiune și l-avem și pe Emil în această... În acest calup, ca să nu zic în această calupă. Ia să vedem, Emil, ce noroc ai acum. Mâna până jos. Amestecă bine. Le învârtim bine. Ia, vedea cum nimeri eu numai de ăștia scurte. Ce vrei să-ți aducă iepurașul de Paște? Păi eu știu, Doamne. Eu iepuroaică, iau să... Păi... Să știți că am o iepuroaică la Craiova și întrebă un iepuroi. Deci dacă mă aude iepuroi, deci pe bune acum nu glumesc. Să vină personal. I-am luat lui fiul meu, i-a luat soția, i-a luat un iepuroi, s-a nimărit iepuroaică. Și acum trebuie iepuroi. Dacă are careva să-mi aducă un iepuroi. Iepuroaica suferă fără. Da, ha, păi nu, păi ce, ea nu-i și ea tot ca noi. Om. Deci dacă are careva să-mi aducă un iepure așa frumos, îl primesc cu mare drag. Dacă nu iepurașul de Paște, să vină în persoană. Da, apoi, da. Ei, ce contează că Paștele sunt la anul? Da, scăpai, gata. Scăpai. Și ia să vedem mai departe. Punem deoparte biletele ca să nu le ia acelea și ia să vedem cine urmează în acest... Să vedem că n-am atâtea mâini. Trebuie să-mi iau o asistentă. Păi Adela nu trebuie să mai tragă și ea, că iar vrea să ne cânte. Eu trebuie să mai trag. Nu e corect, am tras deja de două ori. Ne cânți de fiecare dată, să fii sănătoasă, trebuie să și tați să intru și eu pe aici printre voi. Doamna profesoară, un fragment din cântecul CCS, cerut cel mai des. Cerut cel mai des. Da, care e piesa în perioada asta care ți se cere cel mai des? Păi cred că cel mai des și cel mai des, cred că mai ții minte, măi dragă Mărie. Ți-o cer oamenii? Da, bineînțeles. Te rog frumos, Mărie. Să-l cânt acum. Acum, fragment. Aoleu, și cu emoții și... Păi înainte, cu tupia. Suntem lângă tine. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, că nu erau struguri copți în vie. Și tu erai mică măriuță, nu știai să-i dai nichiguriță. Și tu erai mică măriuță, nu știai să-i dai nichiguriță. Bravo! Deci iată că am luat-o prin surprindere pe Adela de ziua ei, am făcut-o încă o surpriză. Da, uite că s-a descurcat. Să o întrebăm pe Mihaela. Mihaela, doamna profesoară, s-a descurcat bine? Treacă de la tine? Destul de bine. Așa că e ziua ta. Am avut și eu emoții. Ce să fac? Poți să continui și eu, da. No, lasă, că nu ești tu acum la rând. Ia să vedem Nora, să vedem ce ne mai povestește Nora cu ocazia asta. Ia zi, Nora. Trage biletul. Ia pe ultimul de la fund. Ia. Ia să vedem. Ce spune partenerul tău când vii târziu acasă? Zice. Cu de unde vii? Doamne, câtă sinceritate! Serios? Așa se zice zău! Și tu... Și... Nu prea multe, că nu e... Suntem la televizor. Bine, dar tu ce ai răspuns? Tu ce ai răspuns? Ce ai răspuns tu? Mumă ta, așa ai spus. Bravo, Nora, ești un munte de... Nora întotdeauna e un munte de glume și de...
Dar eu sunt convinsă că e adevărat ce spune. Nu mai sincer. E mult prea sinceră uneori. Bravo, 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 bravo. Ia să vedem Iasmin ce surpriză are în seara asta. Încă o surpriză pentru Iasmin. Ia te rog frumos. Să fie unul cu noroc. Să vedem ce noroc. Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun? Nu mi-am făcut încă lista, asta este problema. Ei, acum e momentul, uite, așteptăm. Hai că bunica e cu urechea ciurită. N-ai funix? Sincer, să aducă fericire, sănătate în casă. Și pe lângă, Și să... Și pe mami. Nu, să fim toți, toată familia la oaltă. Asta îmi doresc de Crăciun. Deci o salutăm pe mami de acolo. De unde e? Unde e mami? În Germania. Mami, te salutăm în Germania și te așteptăm de Crăciun acasă să bem o cafea toate. Chiar mai devreme. Vine mai devreme? Să bem cafea. Vedem, vedem. Să ne mai minte Adela. Nu, nu, că vine. Vine? Vine și Adela și mama Florii. Așa, și Mihaela Bălan, ia că râsești tu de doamna, ia să vedem tu ce întrebare încuietoare ai, ia să vedem. Aoleu! De ce râde regia? Am voie să mă închid mai întâi? Te rog, hai! Doamne ajută! Hai, nu trebuie! Așa... Ce spuneai că vrei să te faci când vei fi mare, atunci când erai mic? Păi, prima dată m-am gândit să devin polițistă ca să o arestez pe bunica. De ce? Eram și eu mică atunci și... Și ce făcea bunica de nu te asculta? E, nu e voie să spun. Nu e voie la 30 să spunem. Nu e voie. Gata, deci e clar, bunica ai scăpat. Stai să-mi iau biletul și să plec. Așa... Păi, dragii mei, să nu uităm că o sărbătorim pe Adela Cioclei și vom cânta din nou pentru toți telespectatorii noștri. Am avut noroc în viață pe tine să te întâlnesc. Dragostea adevărată s-o cunosc și s-o trăiesc. Am avut noroc în viață pe tine să te întâlnesc. Dragostea adevărată s-o cunosc și s-o trăiesc. Cei mai frumoși anii tăi mi-ai dat să fie ai mei. Pentru asta îți mulțumesc, cât o-i fi te prețuiesc. Cei mai frumoși anii tăi mi-ai dat să fie ai mei. Pentru asta îți mulțumesc, cât o-i fi te prețuiesc. Toată și oriunde am căutat o dragoste așa de dulce, nici eu, nici tu nu m-aflat. De-am ocolit lumea toată și oriunde am căutat o dragoste așa de dulce, nici eu, nici tu nu m-aflat. Cei mai frumoși anii ai tăi mi-ai dat să fie ai mei. Pentru asta îți mulțumesc, cât o-i fi te prețuiesc. Cei mai frumoși anii ai tăi mi-ai dat să fie ai mei. Pentru asta îți mulțumesc, cât o-i fi te prețuiesc. Ești floarea mea aleasă,
ce dintre flori am cules-o, s-o port în suflet o viață. Spun cu drag la oricine că ești floarea mea aleasă. Ce dintre flori am cules-o, s-o port în suflet o viață. Cei mai frumoși ani ai tăi mi-ai dat să fie ai mei. Pentru asta îți mulțumesc, cât o-i fi te prețuiesc. Cei mai frumoși ani ai tăi mi-ai dat să fie ai mei. Pentru asta îți mulțumesc, cât o-i fi te prețuiesc. Că-s-i lângă puiul meu care-l iubesc. Mi-a surâs norocul când l-am întâlnit. La prima întâlnire ne-am îndrăgostit. Of, of, mică-n brațe când mă ține, lume nu mai știu de tine. Of, of, și lăsați de Dumnezeu, parcă am fi doar ieșie. Într-un amalintă cu palaș de pui. Of, of, nică-n brațe când mă ține, lume nu mai știu de tine. Of, of, și lăsați de Dumnezeu, parcă am fi doar ieșie. Of, of, nică-n brațe când mă ține, lume nu mai știu de tine. Așa dulce gură nu am mai văzut. Of, of, nică-n brațe când mă ține, lume nu mai știu de tine. Of, of, și lăsați de Dumnezeu, parcă am fi doar ieșie. Of, of, nică-n brațe când mă ține, lume nu mai știu de tine. Right.
de nimic nu m-a întrebat mai. De nimic nu m-a întrebat, întâi o palmă mi-a dat mai.
ce s-o fi supărat, că ce mi-a cerut i-am dat mai. I-am dat gura binișore și mi-a plecat călător mai. M-a lăsat plângă și tristă pe mânuță cu o batistă. Și tristă în mânuță cu batistă. Voi și luna lucitoare, potopiți cu raza mea cărare, ca să-mi fie drumul luminos, cât este și necate frumos. Haide, haide, hai, cu dor și luna, călător de-o săptămână mai. Haide, haide, hai, cu dor și stele, planica cu dor între ele. M-a bătut și soarele și vântul, și cu nor de pulbere pământul. Și-am dormit trudit de drumuri grele, sub tavanul nopților cu stele. Haide, haide, hai, ziua toată, călător pe timp de sloată mai. Haide, haide, hai, noaptea întreagă, la Nicuța că-i sunt dragă. Noapte stelele și dute, să-mi scurte scărările pierdute. Dute și tu, luna luminoasă, că mă așteaptă negal meu acasă. Haide, haide, hai, cu dor și luna, călător de-o săptămână mai. Haide, haide, hai, cu dor și stele, planica cu doruri grele. Haide, haide, hai, ziua toată, călător pe timp de sloată mai. Haide, haide, hai, noaptea întreagă, la Nicuța că-i sunt dragă. Dragii mei, revenim în fața dumneavoastră cu o parte dintre invitații mei, pentru că o parte au dispărut și am să vă spun și de ce. Emil Badea are oameni la casă și i-a lăsat nemâncați noaptea, se duce să le dea mâncare, iar fetițele noastre sunt micuțe și n-au voie după ora 10. Așa că au terminat de cântat și au plecat.
Și dumneavoastră sunteți minori. Vreau și eu la mama. Poftiți, vă rog. Așa, dar noi continuăm să o sărbătorim pe prietena noastră de la Cioclei. Trebuie să vă amintim sau să vă spunem, dacă n-ați fost până acum în fața televizorilor, că Adela împlinește astăzi o frumoasă vârstă. Chiar astăzi, sărbătoriți lunii septembrie, de ziua Adelei. Să trăiești, să ne înflorești. 20 de ani. 20 de ani. Ah, deci eu dacă ziceam 24, greșeam, nu? A, că e 24 astăzi, de asta. Da. În loc să zic că suntem pe 24 și sărbătorim pe Adela, la începutul emisiunii am zis, împlinește Adela 24 de ani. Da. Și pentru că suntem în ultimul calup al emisiunii, am să rog pe prietenele care au rămas alături de noi să le spună câte un gând, să ne spună câte un gând pentru Adela, un gând frumos pentru prietenii care ne privesc, pentru prietenii de acasă, pentru Adela în special. Are emoții. De câte ori microfonul la mine are emoții. E teamă să nu scoți un porumb. Luași poziția. Scurs și la obiect. Îți doresc tot ce îți dorești tu. Din suflet. Iar pentru telespectatori, tot ce e mai bine și mai frumos pe lumea asta. Și la toată lumea. Și colegilor noștri. Și familiei, în primul rând. Nu comand. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Să fii sănătoasă. Mulțumesc. Să străiască băiețelul. Și tot ce iubești. Doamna Măiuța, ia să vedem ce ne mai spune Eminora. Aveți grijă cu Midori. N-au voie după ora 10 la televizor să-i punem o bandă neagră. Mă legăm. Draga Ora, să știi că, uite, la finalul emisiunii chiar mă bucur că am putut să vin la ziua ei și rar se potrivește să-ți faci ziua chiar de ziua ta. Adevărat. Pentru că de obicei nu prea putem de ziua noastră să facem acest lucru frumos și o felicit încă o dată pe Adela. Îi doresc din tot sufletul sănătate, carieră frumoasă, copii frumoși, dar mai ales sănătate și să trăiești alături de omul pe care ți-l dorești. Știi ce înseamnă asta? Să te culci cu el în gând, să te scol cu el în gând. Doamne ajută! Doamne. Și nu numai în gând, ci și pe pernă. Și pe pernă, exact. Norica, ce ne spui tu pentru Adela? Să aducă data viitoare vin, da? Chiar, trebuia să vii cu sticla cu vin. Nu cu ulciorul. Păi, Norico, la cât struguri ai cules... Nu te-ai săturat de atâta vin? Chiar unde-i vinul? Unde-i vinul? Vinul e, e prin vie, că n-am cules toată via. S-ar putea să ningă pe ea. Aoleu! La mulți ani, draga mea, să fii iubită, să trăiască ce iubești tu și să ne chem la nunta până la anul, până la sărbătoarea cealaltă. Te pup și te iubesc și numai bine. Sigur, o să-i dăm microfonul și Adelei să culeagă toate felicitările. Daniela. Adi, în primul rând, îți mulțumesc pentru invitație. M-am bucurat să fiu alături de tine în această seară. Îți doresc tot binele din lume, multă sănătate, fericire cât cuprinde și tot ce-ți dorești în viață să se împlinească. Cu drag. Păi acum să ne spună Adela ce părere are de aceste pledoarii. Păi vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor acelora care au fost alături de mine, nu numai în platou emisiunii, ci și pe Facebook, toți care mi-au scris și în particular mesaje. Le mulțumesc pentru intenție și celor care n-au reușit, din păcate, să fie alături de mine și mi-au promis că data viitoare o să vină. Mulțumesc pentru gândurile frumoase. Mulțumesc telespectatorilor că ne-au urmărit până la această oră. Mulțumesc și Aurei că a prezentat și ne-a spus că ar fi frumos să fac o emisiune la ei și am acceptat cu tot dragul. Mulțumesc și regiei care a muncit acolo de zor, adică așa. Ce să mai zic? M-am simțit extraordinar, a fost o seară reușită, abia aștept să mai petrecem
și vreau să urez tuturor o seară minunată. Și eu vă urez o seară minunată, dar n-o să cântăm până nu mai tragem o serie de bilete. Biletul, bilețelul, ia biletul neamule, ia biletul neamule, haideți. Noi care ne gândeam că ne ierți, da. Niciodată. Și noi n-o să cântăm până nu trage aura prima. Eh, Daniela. Și regia. Să vedem, să vedem. Amestecăm. Păi. Ce spune partenerul tău dacă nu-i răspund la telefon când te-a sunat? Asta e bună întrebare. Daniela, de ce n-ai răspund la telefon? Ce ai făcut? Unde ai fost? Eu îi spun că am dormit sau altceva, poți să mint orice. Sau cântam. Și tu minți? Nu, decât iubitul câteodată. Să nu te uiți acum la televizor, te rog. Și v-am băgați. Normal, mă iartă. Nu știe că îl mint, că altfel nu m-ar ierta. Nu se uită la televizor acum. Nu, nu se uită. Lasă că spune, se uită pe YouTube, pe urmă. La reluare. Se uită la meci. Băi, câtă sinceritate, și eu mai am atâtea bilete, ia să vedem cui mai dăm, cui mai dăm. Poftiți, doamnă dragă, minoră. Să vedem ce noroc. Să vedem. Ce o să fie? Cântă un fragment din cântecul tău preferat. Am foarte multe preferate, dar nu pot să cânt. Aveți dreptul să mai trageți un bilet. Doamna Maria mi-a spus de la început, vezi că-s răgușită să nu mă pui să cânt. Nu, no, bil! L-am aruncat înapoi. Cântă un fragment dintr-un colin. Nu cred. Altul. Poate rost? Cântă ce-ți place. Cum ai fost cerut în căsătorie? Ce frumos! Ia să vedem, ia să ascultăm aici așa. Luați lecții de viață, copii, de la minora Maria Bozneanu. Dragii mei, păi la mine cererea în căsătorie a venit după vreo 5 ani de prietenie. Am fost prietenă cu soțul meu din primul an de liceu. Da? Am terminat liceu, am dat la facultate amândoi și ne-am căsătorit. Și câți ani aveți împreună, doamna Maria Bozneanu? O viață. Și cum ați reușit? Dați-mi și mie rețeta. Păi dacă eu nu reușesc. Vreau și eu să ascult. Cel mai important cel mai important în viață este să înțelegi și să ierți. Să înțelegi că nimeni nu e perfect. Că nimeni nu s-a născut perfect și că nu suntem Iisus niciun. Când vei înțelege acest lucru, îți vei duce viața liniștită. Să nu ceri niciodată ce nu ți se poate da, să nu ceri niciodată ce nu ți se poate răspunde. Nu pui întrebări fără răspuns. Da? Adică dacă ai fost cu amanta, nu trebuie să te întreb, că e o întrebare fără răspuns, nu? Normal. Da, vreau să vă întreb eu ceva de data asta. Of! Da. Numai dumneavoastră trebuie să iertați? Nu, e reciproc. Sau și domnul Pune? Nu, e reciproc. Că eu am înțeles când îi spuneați lui Adela așa hotărâtă. Nu. Auzi, iubi, da? Am spus. Oricum, am uitat să-i mulțumesc lui iubi pentru buchetul imens de trandafiri. Și noi îi mulțumim lui iubi că te-a adus măcar până la emisiune. Dar noi îi mulțumim că n-a intrat și el. Da. În viață trebuie amândoi partenerii, pentru că altfel n-ar fi o căsnicie. Corect. Adică egalitate, nu? Egalitate în drepturi și în iertare. Și la noastră egalitate? Da. Este? Da. Ei, vedeți, dragi bărbați, cum rezistă o căsnicie? La absolut tot. Împărțim totul egal. Suntem egali și la muncă, și la dragoste, și la bani, și la tot. Păi așa, eu sunt de acord? Eu una sunt de acord, dar nu toți bărbații sunt de acord, să știți. Asta se pune de la început, să știi. Condiție. Contract. Se discută. Se discută în timpul prieteniei până ajungi la altar. Astea și sunt... dacă nu se respectă? Nu, dacă nu se respectă, n-are rost să continuați. Nu ține. Dacă nu se respectă, atunci este un compromis... Care nu va duce mai departe, nu. Sau poate rămâne o căsătorie din aia de... Cu numele, nu. Așa, bilețele, ia să vedem cine mai trage, dați-mi-l pe ăsta aici, așa.
Ne uităm, ne uităm. Ia să vedem cine mai este. Deci, Dana, Ionela? I-am dat? A, Ionela, Ionela, Ionela. Ia, tu, 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 tu. Măi, fata dragă, nu? Nu nimeni. Cum te-ai îndrăgostit prima oară? What? Vezi ce spui, că te aude Nicușor. Ai grijă. Zi. Auzi, Nicușoare. Fii atent. Știi că Adela mă iubește? Da, 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 da. Păi, hai să spun. Că nu te aude cât eu. Lucram la bar. Așa. Atunci. Unde? La Sadu. La Sadu. Așa. Ca să localizăm povestea. Da, și domnul Nicușor, de care vorbește domnișoara de la... În prezent soțul tău? În prezent soțul meu, nu? Da, nu? Da, el da, 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 el lui. Așa. Așa, spărsese un gemuleț. Ei. La un aparat de păcănele. Da, de la tine, de la magazin. De acolo, de la bar. Nefiind eu pe tură sau... Nu, aveam treabă unul cu celălalt. Acum, discutau. Fost colega nostru, Nelu Mită, și așa zice, dacă ai ști băiatul ăsta, zice, un băiat frumos. Și-a început să spună despre el pe acolo. Iar eu curioasă, cine-i, 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 cine-i? Să-i dai banii înapoi, că aproape s-o ducă la capăt atunci. Ei, de atunci oricum n-am mai jucat sau... Și eu curioasă, așa crezi tu? Să-l văd. Nu, așa este. Și fiind curioasă și ăsta, l-am cunoscut, cât crezi că a trecut până ne-am luat? 5 ani, ca la doamna Măriuța? E, naiba. 3 zile? Zile, că în 2 săptămâni mi-a spus că are 18 ani. Eu e major, un pic deci mai mare cu 2 ani. 3 zile și 3 nopți a durat nunta sau? Nu, Adela, 3 zile și 3 nopți până ne-am căsătorit și au trecut 22 de ani de atunci. Și tot împreună și sunteți. Și vom fi împreună până de noi bătrânesc, cum spune povestea. Vom fi minore. Ia uite, Adela, vezi care-i soluția, vezi? Mulțumim, da. Și aceeași. Felicitări, bravo, bravo. O spunea și doamna Măriuța Bozneanu. Să te înțelegi, să știi, să ieri, să știi. Adela știe foarte bine cum e la noi și cum seara de multe ori dăm pe speaker și vorbim amândoi cu ea sau... Și nu numai cu ea, cu toate prietenele. Foarte frumos, bravo. Foarte. Felicitări. Și da, știi și tu de altfel. Eu știu, dar eu n-am găsit asemenea persoană. O să găsești. Care e al tău, îi pus deoparte. Da, peste 20, 30, 40 de ani. Un om extraordinar și nu ți-o spun. Doamne ajută! Doamne ajută, peste 30-40 să-mi spui că ai 30-40 de căsătorie sau căsnicie. Da, da. Draga mea, părerea ta îmi place, dar altora e alta. M-a iluminat așa toate fetele, toate colegele, de cum am venit. Așa. Ți-am spus că te-ai împrumuzețat, tu tinerești. Da, e fericit. Sunt da. Fericită eu. Da, 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 se vede ceva la tine. Să ne întoarcem la sărbătorita noastră, Adela. Pune să tragi bilet, că nu ne spui. Deci oricum îl tragi. Poate cânti un fragment acolo. Da, imediat. Da. Ia, era să-ți dau. Na, ia mai tragi un bilețel. Hai da. Hai da, ia, ia. Ia uzi. Deci sunt. Emoții, emoții, emoții. Atențiune. Ia, cred să cântăm, mai ajungem și acasă. Da, e cred că tot cu cântat. Cântă un frament dintr-o doină. A, ce să te văd. Da. Te bagi? Cum să nu? Cum ia, să văd. Ia, bagă-te. Na, na, dorul meu te cheamă să să vii iară la stejarul din poiană. Au, na, 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 unde ne-am iubit o vară.
tovară. Am avut emoții. Nu se gândea ea de la ce o așteaptă la emisiune, că nu mai venea. Dragi telespectatori, chiar nu ne-am spus și chiar nu s-au uitat la ediția trecută. Eu ce să le fac, să se învețe minte să se uite. Cântă un fragment. Din... Nu, doar un fragment, așa scrie. Fragment? Uite pe ce ai, uite-l, fragment. Da, fragment, atât. Nu dintr-o doină, doar un fragment. Fragment. Cântă un fragment, adică aura, da? Da, da, corect. Eu? Păi, da? Numai eu. Când vocea ta nu e numai de prezentator. Ia hai, dă-ne pe spate un pic. Nu, zice regia că nu avem timp. Dragi telespectatori, de ce am scăpat? Salubeti, ține cu tine. De ce am scăpat de cântat? Le las pe invitatele mele să cânte. Eu vă spun la revedere și mă retrag, că altfel... Și până data viitoare ne cânți un fragment. Uite, vă cânt. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Alela să trăiască, alela să trăiască, la mâncăm și tortul din care am tăiat deja două feliuțe pentru fetițele noastre care au plecat. La mulți ani, Adela! Mulți ani, Adela! Să fii sănătoasă și fericită și să străiască. Ce ai mai drag? Iubi. După ce... Cine-l mai care imediat? Hai, pupați-vă și să cântăm. Vă pupăm, dragi telespectatori. Eu vă las cu dragile mele invitate să vă încânte cu ultimele piese. Așteaptă după șură, măi băgiță dragă, ca să-ți fur un pic de gură, măi băgiță dragă. Și iubesc cum pui frumos.
când trec anii rând pe rând. Trece timpul cu folos și iubesc un pui frumos. Am făcut, nu m-am gândit și la nimeni n-am cerut, nici cu bani, nici cu împrumut. Nu mă plâng și nu mă plâng, că-mi trec anii rând pe rând. Trece timpul cu folos și iubesc un pui frumos. Nu mă plâng și nu mă plâng, că-mi trec anii rând pe rând. Și iubesc un pui frumos. Nu-ți dator un cap de ață, nici măcar un bob de grâu. Pentru ce încerci s-o coate, viață, viață, firei tu. Nu mă plâng și nu mă plâng, că-mi trec anii rând pe rând. Trece timpul cu folos și iubesc un pui frumos. Nu mă plâng și nu mă plâng, că-mi trec anii rând. Și trăiesc viață frumos. Și averea pe primul loc. Uită că din viață unul câte unul trec anii și nu se-ntorc. Nu e om pe lume să nu pună banii și averea pe primul loc. Uită că din viață unul câte unul trec anii și nu se-ntorc. Viața e sucită, azi-ți dă pe parte, mâine ți-a de 10 ori. Astăzi te ridică, mâine te coboară, sărac sau bogat tot mori. Orice ai fi în viață și orice ai face, om bogat sau om sărac, când ți-a sunat ceasul, nu te poți întoarce, dacă pleci ești bun plecat. Orice ai fi în viață și orice ai face, om bogat sau om sărac, când ți-a sunat ceasul, nu te poți întoarce, dacă pleci ești bun plecat. Viața e sucită, azi îți dă pe parte, mâine ți-a de 10 ori. Astăzi te ridică, mâine te coboară, sărac sau bogat tot mori. De mănânc friptură sau mănânc o ceapă, cu viața sunt împăcat. Așa cum e dată, o duc până la capăt și dor liniștit în pat. De mănânc friptură sau mănânc o ceapă, cu viața sunt împăcat. Așa cum e dată, o duc până la capăt și dorm liniștit în pat. Viața e sucită, azi îți dă pe parte, mâine ți-a de 10 ori. Astăzi te ridică, mâine te coboară, sărac sau bogat tot mori. Thank you.
făcut în viață și ce-am strâns în brațe, doar cu asta m-am ales. Prin bune și rele, eu am trecut bine, ce-am semănat am cules. Ce-am făcut în viață și ce-am strâns în brațe, doar cu asta m-am ales. Prin bune și rele, eu am trecut bine, ce-am semănat am cules. Viața e sucită, azi îți dă pe o parte, mâine ți-a de 10 ori. Astăzi te ridică, mâine te coboară, sărac sau bogat ori mori. Viața e sucită, azi îți dă pe o parte, mâine ți-a de 10 ori. Astăzi te ridică, mâine te coboară, sărac sau bogat ori mori. Să trăiesc, dar nu-mi pare rău deloc, l-am iubit.